Noi începem să predicăm ce? Lapte. Băi, nu aveți. Fraților, spuneți dumneavoastră, dar din păcate îmi pare rău de părinții spirituali. Spuneți dumneavoastră, putem lăsa copiii în credință să creadă că alcoolul e bun? Că e numai în cantități sociale. Putem să nu vorbim împotriva cinematografelor unde se duc și văd ferească Dumnezeu ce și ce cuvinte și expresii și înjurături aud acolo și în ce mediu infect se duc. Putem să nu vorbim despre stadioane unde se duc, unde-i băutură, unde surle te țipete, unde stân jurături unde se duci cu copiii, că să uh, petreacă timp de calitate tata cu băieții. Pe stadion! Pe stadion! Și vă mă rog, când ajunge drogat și vai de capul lui, spune, o, ole, ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? E da bani de cinematograf. Ai petrecut timp de calitate cu el unde? Nu la rugăciune, nu la biserică. În mijlocul mizeriei lumii aceste. Asta este una dintre cele mai păgâne acte, stimați frați și surori. Știți că a fost un împărat care și-a trecut copilul prin foc și l-a aruncat în foc. Ăsta este păgânism și ocultism. Și din păcate sunt unii care și-aruncă copii în foc, prin permisivitate, dându-le voie să facă temirce. Unii au movie night la biserică. Movie night. Sau afișează meciuri pe ecran. Organizează campionate la biserică. Dumnezeule, fraților, ăsta nu e scopul bisericii. N-are cine să organizeze campionate, n-are cine să organizeze. Ei, predicăm despre lucrurile astea pentru că sunt unii blocați la faza asta le vorbim oamenilor despre decență în îmbrăcăminte pentru că sunt încă unii în biserică care se îmbracă indecenți. Și să mă iertați, stimați frați. Și dragi băieți, chiar dintre, din partea bărbătească. Cei cărora vă plac stilurile astea de îmbrăcăminte pe corp, noi, noi bărbații, mă iertați, vre, trebuie să vă spun lucrurile astea, că mă doare sufletul să nu vi le spun. Noi bărbații suntem cilindrii. Țineți mi noi suntem butoaie. Asta suntem noi. Când te îmbraci niște pantaloni în de tot și încerci să-ți croiești lucrurile ca să arăți interesant, asta e moda homosexualilor. Ăștia sunt lansatorii de modă la ora actuală. Și închipuiesc cum arată un cilindru sau un butoiaș pe două bețe. Dacă aveți impresia că sunteți atrăgători, sunteți dezgustători. Am fost în biserici conservatoare, unde surorile trebuie să fie foarte... Cum... Și eu cred că capul trebuie acoperit, că este în Biblie, negru pe Și nu e cultural, nu că zice, din pricina îngerilor, să-mi spună cineva care e cultura îngerilor. Și nu este părul învelitoarea capului, e învelitoarea naturală a capului. Și când Pavel spune, dacă cineva nu vrea să-și acopere capul, asta înseamnă că s-a tuns, nu? Că dacă părul este învelitoarea naturală și nu vrea să poarte capul acoperit, înseamnă că s-a tuns. Zice, dacă nu vrea să se acopere, să se tundă, păi de ce să mai tundă, să radă, că e deja tunsă și rasă, că nu vrea să poarte capul acoperit. Sunt două acoperiri, cea naturală, părul, și cea artificială acoperirea capului. De a spune Pavel și traduceți corect ce spune Pavel. Pavel spune așa. Dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă în societatea asta, și ce fac femeile? Nu se tun și nu se rasă, rad. Pentru că se supun normelor de conduită sociale. Cum de poruncile lui Dumnezeu nu le respectă? și nu-și acoperă capul, că n-are o tonă și le-am împachetat, stimate surori, de sunt invizibile. Atea le-am împachetat până nu se mai văd. Purtați-le ca să-L onorați pe Dumnezeu, e un semnal stăpânirii și este biblic. Ei, de ce predicăm despre lucrul ăsta? Că ce predicăm cârpe? Predicăm. Păi am rămas la adevărurile începătoare, predicăm cârpe pentru că nu le respectăm. Spuneți dumneavoastră, când ați fost la școală, dacă ați fost în clasa 1, dacă ați fost în clasa 2, dacă ați fost în clasa 3 și n-ați trecut clasa, a zis cineva, poftim mai sus, poftim în clasa 5 -a"? Când tu n-ai luat notă de trecere în clasa 4 -a, te-a trecut în clasa 5 -a? Nu, te am întors înapoi în clasa 4. -a. Bisericile noastre au rămas în clasa întâi, la adevărurile începătoare și nu putem trece la hrana tare pentru că ne necăm cu ea. Și vă spun eu de ce ne necăm. Am făcut proba asta. În orice biserică mă duc și încep să predic despre lucrurile astea, să vedeți cum începe tusea și înnecu. De parcă cine știe ce gogomânii am spus. Da, am citit din Biblie. Și încep. Păi da, frate, da, stai, dar nu scrie decât dată. Dar unde scrie în Biblie că trebuie să scrie de două ori ca noi să auzim odată? Mie mi s-a părut că scrie să vorbească Domnul odată și noi să auzim de două ori. Și ce vreți în 1200 și ceva de pagini să scrie totul de câte 3, 5, 8, 19 ori? Auziți versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată sau rațiune s-a deprins, s-a obișnuit, cum prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Știți de ce spune Petru că cei care nu mai știu să facă deosebire între bine și rău niște orbi care trebuie duși de mână? Din nefericire, de multe ori, sunt credincioși pe care trebuie să-i ducem de mână și ei întreabă, dar sincer, săracii, a, e păcat să, e păcat să, că pe undeva conștiința ai zgârie. Eu nici nu aștept să termine întrebarea și le spun, da, Păi stai că n-am spus... Dacă te freacă aici undeva, te zgârie, e păcat. Însuși faptul că întrebi, nu te lasă cu în pace. E păcat. Că tot ce nu vine din încredințare este...